continuă seria episoadelor Cup Dunărea și a tuturor întâmplărilor din acea companie. Am fost în audiență un cetățean după ce a avut și a încercat să aibă discuții cu cei care conduc municipiul Brăila, respectiv Consiliul Județean, legat de apa de ploaie și de cum se facturează apa de ploaie. Cei de la Cup Dunărea au, prin post, prin programul operațional sectorial, au avut un proiect de extindere a sistemului de canalizare în municipiul Brăila și în județ. În municipiul Brăila, pentru că au făcut acest proiect, Uniunea Europeană a dat finanțare pentru raportarea sistemului de canalizare a locuințelor pentru colectarea apei menajere. Punct. Și ne trezim într-o situație cât se poate de ciudată, să zic așa, da? Că vă dăm un exemplu aleatoriu. Nu e studiu fix pe această stradă, dar ca să înțelege, sunt peste 3.000 de abonați în municipiul Brăila care nu plătesc taxa pe apa de ploaie pentru că nu pot, cei de la Uniunea Europeană, prin programul prin finanțare pe care le-au acordat-o celor de la Cup Dunărea, nu pot, îi pot obliga să plătească apa de ploaie. Dăm un exemplu aleatoriu cu strada Grivița. Dacă până la, din 400 de case câte sunt, până la numărul 300, a fost sistemul integrat de canalizare cel vechi și s-a făcut extindere până la numărul 400, până la capul străzii. Cei care au fost pe sistemul vechi de canalizare, și fac o paranteză, acest lucru am întrebat și la Adi Dunărea și mi s-a confirmat că avem dreptate. Și la Cup. Că așa se întâmplă. Că asta este adevărul. Nu le facturează pe adevărul. Nu e o părere. Ce se întâmplă? Practic, cei care locuiesc în zona unde este vechiul sistem de canalizare plătesc apa de ploaie. Dacă ați beneficiat ulterior prin acest program și prin aceste finanțare de canalizarea nouă, nu plătiți apa de ploaie. Pentru că cei de la Uniunea Europeană, atunci când s-a făcut proiectul, le-au făcut finanțare pentru colectarea, raportarea la canalizare, pentru colectarea apelor menajere. Și ținând cont de faptul că reprezintă 10% din municipiul Brăila, nu toate aceste străzi sunt capete. Pentru că ne putem pune întrebarea, bun, și sunt străzi unde apa de ploaie de la mine, eu o plătesc, trece pe acele țevi, pe aceeași instalații de canalizare pe care cei de la Uniunea Europeană le interzic celor de la Cup Dunărea să taxeze această taxă. Ca soluție a celor de la Cup Dunărea pentru această problemă, nu a fost nici de cum încercarea de a elimina această taxă și a vedea cum, deși creează atâtea probleme și atâtea neconcordanțe, să putem scăpa de această taxă, încearcă și fac presiuni la NRSC ca să poată modifica contractul cadru astfel încât și cei care au beneficiat și beneficiază de sistemul de canalizare prin POS să fie taxați pentru apa meteorică. Aș fi